Salutare dragi abonați, bine v-am găsit la un nou videoclip, eu sunt George de la proiectul Teoria Parilor și astăzi vreau să vă prezint o strategie pe tenis care lucrează în 2023 și care vă va aduce bani pe termen lung. Dacă apreciați munca mea și apreciați ce fac aici pe YouTube, nu uitați să vă abonați deoarece este absolut gratis și vă ia doar o secundă să faceți acest lucru. Aveți butonul de subscribe, apăsați pe el și veți fi notificați când postez un nou video. Este foarte important să faceți parte din grupul nostru Telegram, acolo unde postăm meciurile, postăm anunțuri foarte importante și cele mai importante strategii matematice din pariuri. Toate acestea le găsiți pe grupul nostru Telegram, care este absolut gratis și aveți linkul în descriere. Primul link unde scrie link de la Telegram. Apăsați acolo și veți fi redirecționat spre pagina noastră de Telegram. Acum pe ecran vă vor apărea cele 5 criterii după care mă voi baza pentru această strategie. Voi vorbi despre fiecare criteriu în parte și îl voi explica. Criteriul numărul 1 este ca cotele la favorit să se afle între 1.15 și 1.20 la media de pe Flash Score. Vă voi arăta cum se face acest lucru și cum găsiți meciurile cu cotă între 1.15 și 1.20 pe Flash Score. Condiția numărul 2 și criteriul numărul 2 este ca între jucători să existe o diferență de 200 de locuri în clasamentul ATP. Și această diferență de 200 de locuri să fie și actuală și la picul lor, adică când au fost în cea mai bună perioadă a carierei, acest lucru îl vom vedea picul lor, adică îl vom vedea cu ajutorul unui site care se numește Tennis Abstract. Condiția numărul 3 și criteriul cu numărul 3 este ca există opțiunea de over-under prin meci pe acel meci. Vă voi arăta exact cum să faceți să vedeți și acest lucru pe Flash Score. Și acum trecem la condiția numărul 4 și la criteriul numărul 4, unde cotele la under trebuie să fie în creștere înainte startului de meci. Adică cota la under, la sub, la jucătorul respectiv, trebuie să fie în creștere, nu în scădere. Și ultimul criteriu pe care îl avem este să nu jucăm pe duble, să nu jucăm pe meciuri de cupă, doar jucăm pe ATP, Challenger și ITF. Am revenit la pagina monitorului și sunt aici pe Flash Score, după cum vedeți, și am să vă arăt cum să faceți să găsiți meciurile după cota favorită la tenis. Primul rând, cum vedeți aici pe Flash Score, avem tenis, ne ducem la tenis. Mai departe, acum avem meciuri care merg astăzi live, eu mă voi duce pe meciurile de ieri. Mă voi duce aici unde scrie odds la cote și aici avem toate cotele care au fost ieri. Acum ce facem? Vom apăsa CTRL-F, putem scrie ce cotă vrem noi. Noi avem nevoie de la cota 1.15 până la cota 1.20. Puteți observa, am scris cota 1.15 și mi-a găsit acest meci care s-a terminat 2-0 pentru favorit, de Colosson și Rottiger. Hai să vedem condițiile. Din păcate, cum puteți vedea, ambii jucători trebuie să aibă un clasament ATP ca să-i putem compara. Rottiger n-are niciun clasament ATP și de aceea nu merge acest meci și nu poate fi selectat pentru strategia noastră. Eu acum voi selecta toate meciurile de ieri și le voi prezenta și vă voi explica care sunt bune și au funcționat. Am revenit cu cele 5 meciuri pe care am reușit să le selectez după criterii după ziua de ieri. Păi în primul meci, cum vedeți, avem un 0-2 din partea favoritului, un 6-2-6-1. Hai să ne uităm dacă a îndeplinit condițiile. Cum vedeți, cota a fost până între 1.15 și 1.20. Cota la under a avut o creștere, cota la under over este. Diferența între ei este 1.495-347, este o diferență mult mai mare decât 200. Și acum îi voi lua pe fiecare în parte, mă voi duce pe următorul site. Următorul site este Tennis Abstract și îl vom verifica pe primul jucător. Putem observa că rankul curent este 1495 și cel mai bun rank, care vă spuneam eu peak rank, a fost 1411. Deci clar, indiferent de situație, deja acesta este un meci care merge și din perspectiva asta rankurilor merge. Revenind aici la tabela cu meciuri, putem observa pariul nostru sub 20.5 nu l-aveam prin meci, însă live probabil ar fi apărut și chiar dacă nu ar fi apărut live, ați fi putut lua linia de sub 20, care avea o cotă de 1.73, o cotă foarte bună și valoroasă, după părerea mea. Următorul meci este un meci din Thailanda la un turneu de 15K la femei. După cum puteți observa, am deschis acest meci. Din punctul de vedere a ranking-ului merge, din punctul de vedere, deci e diferența aia de 200 actuală. Apoi, cota, din păcate, cota, aici e problema, cota nu merge, deoarece e cota 1.12. Noi ne trebuie clasată anume între 1.15 și 1.20. În așa mod evităm un range foarte mare de meciuri care nu ar trece. Deci vom exclude acest meci de pe lista noastră. Următorul nostru meci este un meci la bărbați la un turneu de 25K din Coreea de Sud. Cum putem observa, cota la fel este între la 1 și 12, chiar dacă am îndeplinit toate condițiile, a fost o under cu cat și cota la fel, o cotă de 1.72 și
Practic, a îndeplinit toate condițiile, dar dacă nu s-a aflat în marja respectivă, nu putem juca. Următorul nostru meci este la femei, la Roma, un turneu de 60 de ca, un turneu mai mareșor. După cum putem observa, diferența este de 250 de, mai mult de 200 de locuri. Marcinko are clasamentul 250, Sidilenska are clasamentul 603. Putem observa, cotele la over, under sunt. Cotele reprezintă 1.19 ca medie, deci cota 1.19 ca medie merge pentru că se clasează între marja de 1.15. Deci, și cotele la under sunt creștere. Deci, cum se spune, face toate criteriile până acum. Acum hai să verificăm la picul carierei. Vom pune numele jucătoarei. Petra Marin. Și picul carierei ei a fost 161. Și acum o vom lua pe Sidelenska. La care picul carierei a fost 543. Și acest meci îndeplinește toate criteriile și a fost sub 20.5. Hai să vedem ce cot am avut noi la acest pariu de sub 20.5. La fel, nu am avut opțiunea 20.5 curat, însă am fi mers cu această opțiune cu rambursare și am fi avut o cotă de 1.70. Deci, părerea mea, un win bun și o cotă foarte bună. Și ultimul meci care e posibil să meargă, posibil să nu meargă, hai să vedem ce este cu el. Un turneu de 25K în Spania, de la Martos, juca SANF cu Elika. Hai să vedem ce a fost aici. Diferența deja se vede că favoritul are 593, outsider 1540. La cote avem over-under, media o îndeplinește pentru că se impune în marja dintre 1.15 și 1.20. Și hai să vedem ce se întâmplă aici cu over-under-ul. Din câte puteți vedea, majoritatea a fost cu roșu, adică în scădere, însă la linia de sub 20.5 a fost cu verde. Deci acest meci merge, dacă doar un verde avem, merge, pentru că dacă avem un verde la sfârșitul liniilor sau la începutul liniilor, adică ori la prima linie, ori la ultima, atunci merge. Acest meci a intrat mai cu greu, dar a intrat, uitați, deși vă imaginați ce cotă era aici live, pentru că după 12 era minim cota, să spun, 6 și este o cotă foarte, foarte bună. Favoritul și-a făcut treaba și s-a impus foarte bine. Deci, după cum puteți observa, această strategie are un win rate de 100% în ziua de ieri. Acum, eu aș putea să selectez pe mai multe zile, dar vă spun încestit pentru că în toate zilele în care am selectat cu 5-6 meciuri, din 5-6 meciuri, doar 2 maxim au fost mereu pierdute. Luând în considerare că este o cotă mereu de 1.70, se pare impecabil și niște rezultate foarte, foarte optime. Acum, aș vrea să vă prezint ce se întâmplă dacă punem o marjă matematică profitabilă zi de zi și o ținem cu o strategie de money management foarte bună. Am deschis calculatorul și aici voi face următorul calcul. Am să pun 10% miza și am să mulțesc la cota 1.70. Se va primi 17%. Și am să mulțesc la 2 și am să scad miza care a fost minus 20. A rămas 14 minus 10, una pierdută. Deci am pus din 3 meciuri pe zi care, de exemplu, le-am jucat, 2 să fie câștigate și unul pierdut ca medie. Și la 10% la o cotă de 1.70 și a reușit un profit de 4% pe zi. Acum, hai să vă arăt ce se întâmplă dacă facem 4% pe zi constant timp de 90 de zi. Am revenit pe acest site și vă voi arăta ce se întâmplă dacă facem constant zi de zi câte 4% și rezultat vom avea la sfârșit. Deci vom începe, hai să spunem, cu o bancă de 1000 de lei. Vom scrie 1000 de lei. Numărul de perioade îl vom pune 90 de zile. Vom pune la 4% pe zi. După cum puteți vedea, după 90 de zile vom avea 34.000, nu dolari, dar lei. Dobânda compusă, marja asta care o creează, dobânda compusă, pe termen lung, dacă este constantă, creează niște numere imense și în 90 de zile v-ați putea crea o bancă majoră doar începând cu această strategie, analizând zi de zi de meciuri și plasând pe aceste meciuri și nu ieșind din termenii și criteriile strategiei. Fraților, cam asta a fost ce v-am vrut să vă prezint despre această strategie. Vă mai lăsa acum la sfârșit încă o dată criteriile pe ecran. Le puteți analiza, le puteți vedea ce cu ele. Dacă vă place ceea ce fac și vă plac sfaturile, strategiile și ce postez aici pe YouTube, Telegram, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like acestui video și un share la prieteni. Vă mulțumesc mult, eu am fost George, până data viitoare, să fie verde la toți!